Dinu Lipati nu va pleca dintre noi niciodată și îmi pare bine că nu numai dintre noi ca români, care suntem obligați să-l avem în sufletul nostru și în mintea noastră și în istoria noastră, ci și din punct de vedere al străinilor care îl consideră pe Dinu Lipati unul dintre cei mai mari pianiști ai lumii, alături de Backhouse, alături de Haskell, alături de Radu, Lupu, alături de marile nume pe care le-a avut istoria pianisticii în ultimul secol. Și acest lucru ne obligă pe noi foarte mult, ca români, să nu-l uităm, ci să-l apreciem și să-l omagiem cu toate prilejurile la adevărata lui valoare și să nu-l uităm niciodată. Și cred că în acest moment am putea să facem poate mai mult pentru el și o parte din vină poate o purtăm și noi, poate o poartă și festivalul, că ne-am axat mai mult pe George Enescu, mai puțin pe Dinu Lipati, deși în ultima perioadă Dinu Lipati a fost prezent în programele festivalurilor noastre, dar poate nu trebuie numai noi să fim cei care îl promovăm pe Dinu Lipati, ci cred că trebuie să fie și școlile noastre, școala de muzică, școala de pianistică, școala pianistică românească, istoriografia muzicală românească. Văd că acum casa Dinu Lipati face foarte mult pentru el și este un lucru bucurător.